Un bloc ANL va fi construit în comuna Poiana Stampei în circa 16 luni. Anunțul a fost făcut de primarul Viluț Mezdrea. Blocul va fi amplasat într-o zonă foarte bună, în apropierea primăriei, a școlii, dar și a centrului medical, motiv pentru care doritorii sunt numeroși. Da, din fericire pentru comunitatea pe care mi-a fost dat să o manageriez. Ieri a avut loc la Agenția Națională pentru Locuințe deschiderea ofertelor. Avem doi ofertanți, finanțarea este asigurată de ANL și o cofinanțare din partea Consiliului Local, de la bugetul local, dar una peste alta ne bucurăm că, iată, începutul de an vine cu debutul unei investiții mult așteptate de către tinerii din comuna Poiana Stampei, tinerii și tinerele familii care își doresc, și avem un număr destul de mare de cereri adunate la primărie de cursul timpului, și își doresc un cămin al lor, o casă a lor unde să-și poată educa și crește copiii în intimitatea de care trebuie să se bucure o familie în zilele noastre. Adică să nu stai cu părinții, cu socrii, cu mătușii în aceeași casă și să nu te poți bucura de educarea, creșterea copiilor și ceea ce înseamnă viața de familie. Cât de mare va fi contribuția din partea primăriei și a Consiliului Local? Undeva ponderea este la 10% din partea bugetului local și 90% vine din partea ANL-ului. Cât de mare va fi blocul? Niște detalii? 24 de unități locative, 24 de apartamente, 17 apartamente cu două camere, 2 apartamente cu 3 camere și 5 apartamente cu o singură cameră, gafoniere. Când va fi gata? Conform documentelor. Păi conform documentelor. 16 luni, dar vedem. Dacă totul decurge bine la licitații și nu vor fi contestații și vom semna contractul, nădăjduim că se va respecta termenul și atunci 16 luni este cel rezonabil stabilit prin contractul care urmează a fi însușit de către constructor. Cum a reacționat comunitatea când a auzit că există posibilitatea ca în 16 luni să fie un bloc ANL pe care l-așteptau? Imediat după ce am dat drumul la informație, am primit 3 mesaje din partea unor tineri din comuna Poiana Stampei care întreabă dacă mai e valabilă cererea lor sau dacă pot să vină la primărie și să mai fac o cerere pentru a putea beneficia, pentru a fi în lista scurtă pentru aceste apartamente. Sigur, în continuare avem solicitări și vin și ne bucurăm și să dea Dumnezeu să fie o reușită și să fie un plus pentru comunitate în general. Locația este una centrală, în centrul comunei, aici unde e și școala, unde e și grădinița, unde e și primăria și casa de cultură și centru medical, așadar tentația este mare de a veni și de a locui aici. Acum când vorbești de construirea unui bloc, nu trebuie să ne imaginăm că va fi un bloc cu arhitectură urbană, așa cum suntem obișnuiți să vedem prin orașele din România. Vorbim de un bloc ANL care a fost gândit cu arhitectură prietenoasă cu mediul rural, cu povestea începută în comuna Poiana Stampei, arhitecturală vorbind, se va îmbina perfect în puzzle-ul complex pe care mi-l doresc eu din această localitate. Deci nu va fi ceva care să sară în ochi, ceva care nu se pretează cu prevederile urbanistice din zona noastră, specificul local. Sperăm că va fi ceva frumos, așa cum am obișnuit comunitatea cu construcții frumoase, arhitectural și totodată și utile. Cred eu că și această investiție va veni pe placul lor și va fi un plus valoare pentru întreaga comunitate. Câte etaje va avea? Pe plus 2 plus M. Și dacă totul va merge bine, veți lua în considerare să mai construiți asemenea blocuri ANL? Cu siguranță. De altfel, la ANL se regăsesc, suntem prinși în două etape. Aceasta este prima etapă. Momentul în care recepționăm și predăm apartamentele, dăm startul și pentru următoarea investiție. Dacă totul este bine, adică asta privind cu niște perspective optimiste, da? Am înțeles. Dacă totul va decurge bine și ne dăjduim că Dumnezeu va fi alături de comunitate și această investiție va fi recepționată și predată mai departe către beneficiari în cele mai bune condiții și vor fi prețuri accesibile pentru tineri și noi vom fi bucuroși să-i vedem acolo, la casa lor, și ei vor fi bucuroși că primăria le-a putut întinde o mână de ajutor.